Sâmbătă s-a desfășurat Cupa României la Kempo, secțiunile Semi-Contact și Submission, la care au participat 370 de sportivi de la 20 de cluburi din toată țara. Printre aceștia s-au numărat și sportivii antrenați de profesorul Ion Chelu. Giurgiuvenii s-au întors de la București cu 23 de medalii, dintre acestea 14 de aur. Am început anul competițional cu această competiție din weekendul trecut și zic că am făcut-o foarte bine pentru că am obținut un număr impresionant de medalii. 23 la număr, dintre care 14 de aur, 5 de argint și 4 de bronz. Mă bucur tare mult pentru că sportivii n-au avut trac și au fost bine pregătiți și motivați pentru acest concurs. La secțiunea semi-contact, cele 8 medalii de aur au fost câștigate pe rând de Ionuț Mitrea, Mihai Dăncescu, Șerban Roventu, Claudiu Peiculeasa, Marius Tatawană, Vlad Surcel, Andreea Puran și Dumitrel Tatawană. La aceeași categorie, Ionuț Mitrea, Mario Matei și Gabriel Stoica au câștigat 3 medalii de argint și 2 medalii de bronz, care au fost câștigate de Isaac Simion și Sorin Băluță. Alte 10 medalii au mers la categoria submission, majoritare fiind medaliile de aur în număr de 6. Acestea au revenit sportivilor Sorin Băluță, Șerban Roventu, Claudiu Peiculeasa, Marius Tatawană, Gabriel Stoica și Epuran Andrei. Vlad Surcel și Dumitrel Tatawană s-au întors cu medalii de argint, iar colegilor Mario Matei și Ștefan Anculescu au urcat pe locul 3 al podiumului competiției Submission.